cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Cunoștințe privind regulile de joc, teren și durata atacului. Basket. Tema se adresează clasei a șasea, Competența generală numărul 3. Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3.2. Aplicarea pe parcursul activităților a prevederilor regulamentare în condițiile adaptării acestora. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cadrul jocului sportiv se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive, câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu parteneri și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de către cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 6, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice baschetului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea în doi timpi, pivotarea liberă și în relație cu un adversar, structuri de deplasări specifice în pozițiile fundamentale, în apărare și în atac, aruncarea la coș din dribling, marcajul adversarului cu și fără minge, demarcajul, pătrunderea, depășirea, acțiunea tactică dă și dute, sistemul de apărare om la om în jumătatea proprie de teren, acțiuni tactice specifice așezării în atac, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc teren durata atacului și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, bol, minge, minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecare echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului No Charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o minge de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Abateri. Regula 5 din regulile oficiale ale jocului de basket. 24 de secunde, durata atacului, minge întoarsă în terenul din spate, teren. Este o încălcare a regulilor, și ca sancțiune, mingea va fi acordată adversarilor pentru o repunere în joc de la locul cel mai apropiat de cel al infracțiunii, exceptând zona aflată în spatele panoului. 24 de secunde, durata atacului. Pe panoul de baschet sunt montate două instalații care indică timpul de joc, respectiv timpul pentru durata atacului. Echipa elevului care a efectuat repunerea în joc, echipa în atac, trebuie să încerce o aruncare pentru un coș din acțiune în maxim 24 de secunde. Când o aruncare pentru un coș din acțiune este încercată aproape de sfârșitul perioadei de 24 de secunde și semnalul cronometrului de atac sună în timp ce mingea este în aer, dacă mingea intră în coș nu s-a produs nicio abatere, semnalul sonor va fi neglijat și coșul va conta. Dacă mingea atinge inelul dar nu intră în coș nu s-a produs nicio abatere, semnalul sonor va fi neglijat și jocul va continua. Dacă mingea nu atinge inelul s-a produs o abatere. Dacă adversarii câștigă un control imediat și clar al mingii, semnalul va fi neglijat și jocul va continua. Iată, în acest caz, la 23 de secunde, jucătorul, elevul a aruncat la coș, a înscris coșul este valabil. Minge întoarsă în terenul din spate. Teren. Regulă. O echipă care controlează o minge vie în terenul ei din față nu poate provoca întoarcerea neregulamentară a mingii în terenul ei din spate. În aceste imagini putem observa cum elevul care driblează se întoarce după ce a trecut de linia de jumătate a terenului. El nu are voie să se întoarcă. Și mai avem încă o situație în care elevul driblează și pasează unui coechipier care este în terenul din spate, la fel este o abatere și arbitrul va sancționa cu teren. Sancțiune. Mingea va fi acordată celelalte echipe pentru o repunere în joc din terenul ei din față, de la locul cel mai apropiat de cel al infracțiunii, exceptând zona aflată direct în spatele panoului. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, mas de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz cred în educație în educație fizică și sport cred